Mind Architect, powered by Europa FM, susținut de Bilca. Nu știm cum va fi lumea peste 60 de ani, dar acoperișul Bilca va rezista să o vadă. Bun găsit la Mind Architect powered by Europa FM. Alături de mine se află Paul Olteanu, trainer coach specializat în neuroștiință și comunicare încercăm să ne așezăm creierul un pic mai bine alături de voi, să ne echilibrăm emoțional și să ne înțelegem viața un pic mai mult. Neuroștiința la clasă.ro este site-ul care vă ascultă. V-am promis din episoadele care vă ascultă, am zis da, mm -hmm. dar cred că vă ascultă <răză> <într -un> <răză> fel, <răză> exact. și ascultă într-un fel. V-am promis din episoadele trecute că vorbim despre această particularitate pe care eu o consider cea mai importantă trăsătură de de caracter în țara noastră. Este vorba de individualism, lucru care spunea Paul Olteanu la un moment dat, ne împiedică să realizăm lucruri majore sau chestiuni majore în România. Salutare, Paul! Salutare, dragul meu, bine cum, revedem. Cum devenim noi individualiști în România? Mai înainte, aș spune că individualismul nu e neapărat în biologia noastră, în sensul în care toate mamiferele, nici nu trebuie să fii om, sunt vietăți sociale. Adică dacă te uiți și la alte primate diferite de noi sau la alte mamifere, o să vedem că noi avem o inclinație biologică să căutăm apartenență la grup. Deci noi, în mod biologic, nu prea suntem de capul nostru, nu ne pasă doar de noi. Acum, peste inclinația asta biologică la Colaborare sau socializare, să-i spunem, deși și colaborarea e cumva în biologia mamiferelor, la noi apare condiționare socială, filtrele de care vorbeam noi în episodul 2 din sezonul curent. Și aici se întâmplă așa. Dacă eu, din primii ani de școală, învăț, pe de o parte, când ajung acasă, mi-e pusă întrebarea cât a luat colegul, comparația mea cu semenii mei, cu colegii, cu pierșii mei, și de acolo dacă iese prost. Eu trăiesc durere, nu mai am voie afară, fac probleme, stau în casă, sunt criticat, sunt jignit, sunt micit. Ce învăț e să mă uit la cei din jurul meu ca la rivali. Asta e competitivitatea toxică. Când eu nu mă mai uit la tine ca la un om de care mă pot ajuta, cu care pot să colaborez, cu care pot să construiesc, ci ca la cineva față de care trebuie să mă păzesc și în relație cu care trebuie să am grijă să nu fiu de desubt, să nu fiu sub tine, să nu fiu peste mine din niciun punct de vedere. Asta e prima componentă. A doua componentă care e foarte interesantă e oamenii care ne ascultă trebuie să înțeleagă cu cât suntem mai uh, tineri și vorbim până în 25 de ani, cu atât creierul nostru, mai ales în copilăria timpurie, vorbim despre primii șapte, învață extrem de mult în repetiție și asociere și învață scheme simple. Nu învață zone de gri, nu învață nuanțe. E, dacă eu când eram la școală suflam ție la matematică și tu îmi suflai mie la română, și amândoi luam unul. De două ori, odată la mate, odată la română, elefantul, structurile alea primitive din creierul meu care au memorie doar a lor, ăla nu o să învețe că nu e bine să sufli, ăla o să învețe că nu e bine să colaborezi. Nu e bine să-l ajuți pe la de lângă tine, pentru că Ideea acum că nu e bine să sufli, că nu e corect, că tu ai învățat și Cătălin nu și pe viitor asta o să vă diferențieze și nu știu ce, pentru asta ai nevoie de cortex prefrontal maturizat, respectiv partea aia care se maturizează încet, dar sigur, până spre 25 de ani. Dacă eu încep să stigmatizez ajutorul sau colaborarea reciprocă încă din clasele 1-4, Că și acolo puteai să iei 1 dacă suflai sau așa, sau 5-8 când în continuare creierul e într-o mare dezvoltare, eu ce încep să instalez e pe de o parte hipercompetitivitate, să mă uit la Cătălin la un rival, pe de altă parte să-mi fie frică să ajut și când sunt primul, ai văzut, sunt, sunt oameni care își țin brațele, să nu vadă nimeni la ei, da, să da. nu copieze. Eu inclusiv în cursuri cu adulți, când le dau teste, să vedem ce am înțeles din ziua anterioară, băi, sunt unii oameni care stau în continuare a plecați asupra foii ca și cum ar fi în perioada aia când treiau durere. Spunea așa că asta... Chiar asta ne împiedică pe noi să realizăm o autostradă sau spitală în România. Foarte da? logic, de Cum? altfel. Pentru că dacă eu am niște reflexe emoționale în care am învățat că dacă îți dau ție dreptate într-o dezbatere sau dacă merg pe planul tău, pe propunerea ta, eu ce simt, e că sunt mai prejos, sunt fraier dacă îți dau ție dreptate. Dacă eu la școală spuneam, da, 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 Cătălin are dreptate acolo, nu eu, urma să trăiesc ceva neplăcut. Și în contextul în care creierul meu s-a antrenat să-și ia stimă de sine din a fi pe locul întâi și eu sunt, de pildă, guvernul care urmează altui guvern și guvernul anterior a avut un plan de a construi o autostradă, dar era cu un anume furnizor, era cu anumiți parametri și eu în loc să mă băi, e ceva bun în ce au propus ăștia? Da, 20% mi se pare că e bun, e de păstrat, e legitim. Hai să construiesc peste asta păstrează-i 20 și vin cu 80 mei mai buni. Deci tu îmi spui astăzi că nereușita societății românești în a avea planuri și construcții majore este stabilită de fapt în școala din România? Este instalată în circuitele noastre emoționale din primii ani din viață, atât pe de o parte din experiențe școlare în care stigmatizam colaborarea și gândește-te că nu numai că luam unul când suflam, e că n-aveam proiecte de echipă în școala publică, nu vorbesc de școli particulare, nu sunt multe proiecte de echipă în care eu să învăț că degeaba sunt bine singur dacă nu suntem bine împreună. Eu, de exemplu, am avut noroc că am făcut volei dintre a 5 ani între a 12 -a, și la volei, dacă câștigam meciul, toată lumea mergea la restaurant sau cum sărbătoream, dacă pierdeam, toți făceam mersul piticului. Nu conta că eu am jucat bine și tu ai jucat prost sau invers în meciul respectiv și asta îți dă un reflex emoțional să te uiți la provocări și obiective ca la o temă de grup, nu individual. Dar eu cunosc un caz de copii de liceu, a căror notă pentru un proiect bun 10 a fost împărțită în 3 și a primit fiecare câte 3 pentru că au lucrat în comun. Și asta li s-a și spus. Lucru care mie îmi pare o prostie de la început la final cu argumente neuroștiințifice. În viața reală, dincolo de școală, nimic din ce trebuie să faci nu poți să faci singur într-un oraș cum e București, tu nu poți trăiești singur. Iată, pandemia ne-a demonstrat asta. Degeaba eu port mască dacă vecinii mei de bloc, restul membrilor familiei, nu poartă. Deci sunt foarte multe provocări și teme de cetate. Faptul că noi construim o mașină împreună și treaba mea e să-i fac direcția, treaba ta e să o faci aerodinamică, treaba altuia e să facă sistemul de injecție bun, asta nu înseamnă că noi din 10 cât ar scoate mașina asta trebuie să luăm 3 fiecare ci fiecare dintre noi trebuie să luăm de la 0 la 10 pentru munca depusă de el în proiectul ăla. Ai dat un exemplu foarte actual, cum a fost ăsta cu purtatul măștii. Ok, sunt oameni care nu vor să poartă mască din diverse rațiuni. Dăm o un instrument sau dă unor guvernanți sau dă comunității un instrument prin care ne putem ajuta. Dacă, adică să nu mai fie certat cel care poartă mască sau să nu poartă mască, dar să, realize, să rezolve problema comunității. Din păcate, aici e și problema că genul ăsta de mindset, de gândire, nu se rezolvă cu mici modificări sau mici trucuri. Aici vorbim despre o recablare a felului în care ne uităm la provocările din viața noastră, de la fiecare pentru el. În sensul în care, uite, mai dau un exemplu care pe mine mă doare fizic în București. Dacă eu am cumpărat un teren să-mi construiesc o casă, și vin cu mindset-ul ăsta, cu fiecare pentru el, cât a luat colegul, scapă cine poate, contează ce faci tu, nu contează ce facem noi, eu o să fac pe terenul ăla cea mai mare construcție, fără să mă intereseze cum arată arhitectura casei tale sau care e regimul de înălțime, sau asta lucru care e vizibil în București, oriunde te uiți, vezi asta. Deci inclusiv estetica unui oraș e influențată puternic de dacă noi ăștia care trăim aici, ne gândim și la binele comun sau doar la binele individual. Eu nu spun că trebuie să fim colectiviști, toată lumea, binele comun. Eu ce spun e că suntem într-un extrem de individualism pe care îl vezi la cum parcăm, în care nu ne interesează că am ocupat două locuri, că dacă eu am găsit loc, nu mă interesează ce facă ea de după mine. Iar teza mea și a noastră în conversația asta este că sâmburele competitivității și individualismului să sădește din cele mai timpurii momente, atât în școală cât și acasă, când aveam replici de la părinți din registru, tu vezi interesul tău, tu vezi de treaba ta. Bă, din văzut ăsta al propriului interes și fiecare să-și vadă de treaba lui, ajungem în niște situații în care, iară, dacă eu trăiesc într-o comunitate, fie că e un oraș mare sau mai mic, unele probleme sunt mai mari decât pot să rezolv singur. Pandemia asta nu poate fi, de pildă, oprită de indivizi. Ea poate fi oprită de conștiința asta colectivă, să ne preocupăm, ok, eu acum pot să plec la mare, dar ce efect o să aibă plecatul meu la mare în comunitatea din care fac parte? Și atunci, la clasă, că aici ajungem până da. la urmă, ce facem? Dă-ne un sfat simplu. Două lucruri facem. Unul la mână este că ar fi grozav să nu stigmatizăm tentative de colaborare, chit că ne deranjează. Efectul lor, și anume că ăștia doi au. uite, dau o speță simplă. Eu mi-aduc aminte că momente de apropiere între mine și colegii mei, și nu e singurul exemplu, dar veneau și când ne gândeam cum putem să copiem mai creativ. Când făceam fițuicile, când vedeam cât de mic putem să scriem, cum punem. Deci, alea sunt momente care emoțional te învață că poți să ai încredere în oameni. Că nu ideile tale neapărat cele mai bune. Deci, unul la mână: să încercăm pe cât posibil să nu stigmatizăm tentative de colaborare, chit că sunt pe teme mai puțin uh, interesante. Doi: cel mai simplu lucru posibil dacă vrei să instalezi colaborarea ca tipar de gândire, dau două spețe. Unu, este să ai și proiecte de echipă nu doar proiecte individuale, să înveți oamenii că degeaba ți bine singur, ca la volei, ca la basket, ca la fotbal, degeaba ai juca bine dacă echipa a pierdut, să oprești și parcursul tău. Și o idee relativ simplă care poate fi adăugată aici este să nu ne mai uităm la cei de lângă noi ca la rival, ceea ce înseamnă să nu mai trăim comparația cu ei. Iar revin la aia cât a luat colegul. Pentru că astea sunt, două, sunt doi piloni care se sprijină reciproc stigmatizarea colaborării și încurajarea competitivității sunt două tăișuri ale aceleiași săbi, dar care ambele tăișuri duc în aceeași direcție. Și anume mai ul ăsta de fiecare pentru el și Cătălin mai dau un ultim exemplu. uite te că noi avem o problemă ca specie din cauza hipercompetitivității și individualismului, respectiv problemele climatice. Asta nu e ceva ce poate să rezolve un om sau o țară. Degeaba reduce America sau oricare altă țară emisiile de carbon sau felul în care trăiesc, consumă resurse. Dacă nu ne aliniem pe a adresa problema asta împreună, s-ar putea să nu mai avem o planetă în niște sute, zeci, sute de ani. Iar asta iar e o problemă de cetate, nu de individ. E o problemă unde la clasă, dacă eu spun băi, tu ți-ai terminat, nu știu, tezele, lucrările, poți să ajut pe cineva din clasă să facă și el mai bine? Sau, în loc când unul ia notă mare și unul ia notă mică, să zic, ia uite, dacă ăla poate, tu de ce nu poți, să-l pun pe ăla care a luat nota mare, să-l ajute pe la care a luat o notă mai mică. Și mai dau o idee care nici măcar nu e a mea, asta pe care o zic acum, e o idee care, pe care cred că au propus-o mai mulți teoreticieni în educație, să desfințesc clasele bazate pe data fabricației copiilor. Noi suntem cu siguranță unii care la, nu știu, în clasa 5 -a suntem la fel de buni la desen ca unul de clasa 7 -a sau unul de clasa 10 -a, e la fel de competent ca unul de clasa 12. -a. Dacă am putea să avem clase, ore, unde prioritizăm expertiza copilului, talentul pentru subiectul respectiv, nu data fabricației, păi însă și asta, să avem momente în care eu sunt coleg și cu ăla de la clasa C, D, E, F, G, cum sunt sistemele astea de notare, Acolo, numai din faptul că noi ocazional lucrăm împreună, dispar găști, dispar bisericuțe sau dacă nu dispar măcar granițele lor devin mai permeabile. Că eu din când în când sunt coleg și cu Cătălin care e în clasa cu tare, nu doar cu colegii mei și mă uit la toți ceilalți drept rivali. Și mai zic o chestie aici, este în biologia noastră să ținem cu grupul nostru. Respectiv, sunt cercetări care arată că dacă oamenii sunt repartizați aleatoriu în diferite echipe, de exemplu tu ești echipa 1, eu sunt echipa 2, în câteva minute de când faci parte în mod aleatoriu în echipa 1 sau 2, încep să ți cu echipa ta. Dacă noi putem să facem echipe interdisciplinare, cumva, sau cum să spun, tu ești la o oră ești coleg cu mine, la altă oră ești coleg cu Mircea, la altă oră ești coleg cu... Andrade, la altă oră ești coleg cu altcineva, acolo începe să apară conexiune și încredere între tine și toți oamenii ăștia, nu doar în aia cu care stai în clasă, nu știu cât timp, sau în unii din aia cu care stai în clasă care sunt întâmplători bisericuța ta. Dacă vă place genul acesta de informație și îl considerați util, neuroștiința la clasă.ro vă ajută. Puteți să duceți informațiile astea chiar la clasă, să le predați, să le folosiți în relația cu copiii și părinții. Paul Olteanu, îți mulțumesc pentru întâlnirea de astăzi. Mind Architect poate fi ascultat, desigur, și ca podcast pe toate platformele pereți. importante exact. din România, este cel mai ascultat podcast din România. Săptămâna viitoare vom vorbi, hai, o să vedeți că e o temă mult mai complicată, dar este vorba despre modul în care privim performanța. Ne întoarcem, mulțumesc spor la treabă tuturor. Mind Architect, powered by Europa FM susținut de Bilca. Lumea va fi altfel peste 60 de ani. Acoperișul Bilca va fi la fel ca azi.